Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută înainte de numai bine. Începe, vă anunțăm că astăzi vom vorbi despre cei din serialul Secrete de Familie, câștiguri fabuloase din mediul online. Sumele vehiculate de presa turcă sunt de-a dreptul uluitoare, câți bani câștigă renumita Pinar Deniz din mediul online. Iată ce sumă uluitoare a primit frumoasa actriță pentru o reclamă de doar 15 secunde. Serialul turcesc Secrete de Familie a adus în atenția publicului o pleiadă de actori celebri care au jucat și în alte producții de succes și au încântat cu talentul desăvârșit. Printre aceștia se numără și superba Pinar Deniz, care a dat viață personajului principal Ceylin, o avocată ambițioasă și curajoasă, care a înfruntat numeroase obstacole și necazuri, însă de fiecare dată a găsit forță interioară pentru a merge mai departe cu și mai multă determinare. Telespectatorii din România au cunoscut-o pe frumoasa actriță încă din anul 2008, când a jucat în serialul Patria mea ești tu, în rolul sfioasei Ildiz, Ceylin din serialul Secrete de Familie, câștiguri fabuloase din mediul online. Pinar Deniz are doar 29 de ani, însă cu toate acestea a reușit să cucerească publicul încă de la primele sale apariții pe micile ecrane. Născută în orașul Adana, Pinar a crescut și a studiat acolo până la vârsta majoratului, când a decis să plece în Istanbul pentru a-și continua studiile la îndemnul părinților ei. Tânăra s-a înscris la Facultatea de Relații Publice și Publicitate în cadrul Universității din Istanbul. Însă treptat a conștientizat că nu va putea profesa în acel domeniu și a hotărât să își îndeplinească marele vis de a deveni actrița. Pinar Deniz a urmat cursurile unei școli private de actorie pe care a absolvit-o cu succes și astfel și-a văzut marea dorință îndeplinită. În anul 2017, tânăra Pinar Deniz a debutat pe platourile de filmare ale producției artistice Kardeşim Benim 2, în care a primit rolul principal, jucat magistral asemenea unei profesioniste. Cel mai recent proiect din care a făcut parte superba actriță este serialul Secrete de Familie, în care a primit rolul principal Ceylin, care i-a adus cea mai mare reușită din carieră, deoarece producția a înregistrat audiențe record atât în Turcia, cât și în țările în care a fost difuzat. Succesele sale pe plan profesional s-au reflectat și în mediul online, unde celebra Pinar Deniz a început să fie din ce în ce mai activă și totodată să câștige foarte bine și datorită postărilor și reclamelor publicate pe contul ei de socializare, de curând. O renumită publicație online din Turcia a scris că îndrăgita actriță ar câștiga circa 150.000 de lire turcești, echivalentul la 5.200 de euro, pentru o reclamă de doar 15 secunde în mediul online. Ceea ce înseamnă câștiguri de-a dreptul fabuloase. Te uiți la seriale turcești și parcă lipsește ceva? Am deschis primul magazin cu produse turcești originale, aduse direct din Istanbul. Avem ceai negru, verde, de măceșe, de lămâie, la gramaj și la plic. Avem celebra cafea Mehmet Efendim, la diferite gramaje. Doar gustul ei te duce cu gândul că ai fi în Turcia. Nu putea să lipsească baklavaua, care are un gust proaspăt și bun la orice oră. Ți-am făcut deja poftă? Intră pe magazinturcesc.com și fă-ți propria comandă chiar acum. Primele comenzi beneficiază de reduceri de până la 90%.